O mireasă din Florida și furnizoarea ei de servicii de catering au fost arestate pentru că au pus cannabis în mâncarea servită la nuntă și au îmbolnăvit mai mulți invitați. Mireasa Dania Svoboda, în vârstă de 42 de ani, și furnizorul de servicii de catering, Jocelyn Motris Briant, în vârstă de 31 de ani, au fost acuzate de neglijență, furnizare de marihuana și alte fapte prevăzute de siguranță alimentară în Florida. Svoboda a fost de acord și a permis lui Jocelyn să pună în mâncarea pe care a servit-o cannabis fără ca invitații să știe, iar mulți dintre ei s-au îmbolnăvit grav și au avut nevoie de îngrijiri medicale potrivit autorităților americane. Când polițiștii au ajuns la fața locului, mai mulți nuntași primeau îngrijiri medicale pentru simptome care sugerau că au consumat droguri. Când un ofițer i-a întrebat pe Dania și pe soțul ei, Andrew Svoboda, dacă au cerut sau au consimțit ca în mâncare să fie pus cannabis, Andrew s-a uitat la ofițer cu expresie de uluire, a început să se bâlbe și a răspuns cu nu potrivit rapoartelor. Au fost prelevate probe din preparate servite, dar și din băuturi, iar mâncarea a fost testată pozitiv cu THC, compus din plantă de cannabis. De asemenea, testele de laborator au arătat că cel puțin 3 oaspeți au avut rezultate pozitive. O parte din invitați au acuzat amețeli, furnicături, agitație și senzație de gură uscată după ce au mâncat. O femeie care a ajuns la spital a avut crize de paranoia, ajungând să fie convinsă că toată familia ei a murit. Au avut și crize nervoase, iar medicii au fost nevoiți să-i administreze sedative.